Cel mai valoros proiect cu fonduri europene realizat la Giurgiu a fost implementat de către operatorul regional APA Service. Proiectul a fost finalizat cu succes și la termenul stabilit. Au fost probleme serioase, a fost primul proiect de asemenea învergură. Eu l-am preluat spre ultimii 3 ani. L-am închis și bucuria mea mare este că l-am închis așa cum ne-am și angajat prin toate contractele. A fost greu. Mai greu a fost pentru colegii mei care l-au păstorit, să spunem așa, și care l-au implementat până la 2013 iunie, când am ajuns la APA Service. Însă și nici pentru mine n-a fost ușor și colegii mei. Vreau să vă spun că am primit confirmarea că totul este ok, inclusiv partea financiară de plăți și rambursări. Trebuie să spun totuși cu bucurie că ne situăm printre, sau dacă vreți, nu ne situăm printre cei peste 50% din operatorii din România care încă n-au terminat și și-au fazat lucrările și nu-mi permit să mă gândesc când ar putea să termine prima etapă, care inițial a avut termenul 2013, s-a prelungit din motive obiective, din multe motive obiective până în 2016. În prezent se lucrează pentru etapa a doua a unui astfel de proiect, o etapă în care vor fi înființate noi rețele de apă și canalizare. La ora actuală, APA Service efectuează procedurile pentru asigurarea asistenței tehnice în proiect.